Salut, prieteni! Astăzi vreau să vă arăt niște cireșe roșii și anume, uitați, aici am inimă de porumbel. E un cireș bătrân rămas de la bunicul aici în grădină, în livadă. Sunt foarte mari, însă sunt foarte predispuse la atacul muștei, deci fac viermi, uitați. Și la amonilioza sunt foarte sensibile. Ia uitați. Fructele sunt ok, sunt bune, sunt foarte gustoase, ceva deosebit. În 10 de astea te-ai saturat. Ia uitați ce mari sunt și frumoase. Însă sunt problemele acestea. Deci asta e un cireș rămas de la bunicu. Iată să vă mai arăt una. Deci cam așa arată la calibru. Sunt mari, sunt foarte bune. Însă au aceste probleme. Haideți să vă arăt și alt soi. Ăsta e boambe de conari. L-am altoit cu mult timp în urmă. Aici, la boambe de conari, nu avem probleme cu musca. Am făcut ceva tăieri în verde. Sunt un pic mai mici ca celelalte, dar nu fac viermi. Sunt gustoase și oarecum sunt bune pentru comercializat. Pomul foarte roditor, rezistent, însă pe vremea asta cu ploi are și el probleme cu monilioza. Ia uitați. Haideți să vă arăt și alt soi. De astea galbene v-am arătat. Mergem mai departe. Aici un soi autohton. Ăsta e un pic petrecute. Și aici au fost ceva probleme. Nu e nici lumină suficientă, nici soare. Însă cireșele sunt de o calitate excepțională. Dă-te. Uitați, foarte mari la calibru și foarte gustoase. Și vreau să vă mai arăt încă un soi, ăsta chiar e deosebit, tot autohton. Ia uitați. Ăsta e plin. Nu are probleme. Mai e câte una stricată pe culea, dar sunt foarte bune și astea chiar merg și pentru comercializare. Ia uitați. Și haideți să rupem și un fruct. Să-l vedem. Uitați aici. Cam așa arată. Sunt foarte bune. Mulțumesc și vă doresc succes.